Este momentul să o salutăm în această dimineață pe Mariana Popescu, cea care este alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Spuneam adineauri că atunci când e Crăciunul ne gândim la dragoste, la fericire, la familie, la copiii pe care îi avem lângă noi sau cu ceilalți copii din întreaga lume, de fapt. Iar dumneavoastră ați reușit o colaborare superbă alături de niște tineri foarte, dar foarte talentați. Vreau să-mi spuneți inițial cu ce asociați dumneavoastră Crăciunul și aici făcând referire, desigur, și la copilărie. Eu asociez Crăciunul cu pomul de Crăciun care este alături de mine. Asociez cu părinții, cu pâinea caldă pe care mama o scoate din cuptor atunci când venim, cu crăciunei aceea care miroase atât de bine și atât de frumos. O asociez cu inspirație, cu dragoste de tot ce este mai scump pe lumea asta, cu dragoste de viață. Și ne bucurăm, fiindcă este un moment feieric care ne face să ne simțim copii, chiar fiind și la 80 de ani și la 90 de ani. Crăciunul este cea mai frumoasă și sfântă sărbătoare. E adevărat, indiferent de vârstă, vom simți probabil aceleași emoții de Crăciun, dar în mod special atunci când o nouă melodie, un nou colind își face apariția, îmi dau seama că emoțiile sunt și mai mari. Și pe aceasta păi care da, am să... emoțiile. Pe aceasta care am să vă întreb despre colaborarea alături de trupa La La Le. Vreau să ne spuneți mai multe detalii de unde a apărut, cum a apărut acest colind și, desigur, cât a durat colaborarea. Eu am văzut videoclipul, am văzut materialul și mi-a plăcut foarte mult acei tineri care, în afara faptului că aveau niște voci extraordinare, emanau energia acestor sărbători. Mulțumesc tare mult pentru compliment. Da, sunt niște copii foarte și foarte talentați. Am înființat această trupă în luna septembrie. În luna noiembrie am făcut primul videoclip, primul produs. Și iată că am venit și astăzi cu un produs nou-nouț aici la voi, la Moldova 1, să prezentăm această piesă frumoasă de Crăciun, care se numește Acasă de Crăciun. O piesă care, într-adevăr, aduce această magie a sărbătorilor de iarnă, acest îndemn de a veni acasă de Crăciun, de a fi alături de părinți, de cei dragi. Acești copii, da, luminează. Ei dau lumină și asta timp să fac de acum încolo, să dau lumină și culoare copiilor, fiindcă o merită din plin și atâta timp cât copilul este talentat, copilul trebuie să fie evidențiat și să păstreze individualitatea fiecare copil în parte. Asta timp să fac și această piesă am făcut-o în colaborare cu oameni minunați. A venit de la un text care l-a scris doamna Popovici, Radmila Popovici, cea care emană atâta căldură și atâta seninătate și iată, deja melodia a fost scrisă de mine, am făcut aranjament cu Sandu Gorgoș, am mixat această piesă în studioul domnului Sergiu Seacă. Regia acestui videoclip am făcut împreună cu Mariana Moisenko și alături de cei mai tari cameramani, zic eu, Biomark, cei care ne-au făcut să ne simțim bine în platou și să aducem adevărat atmosferă de sărbătoare. Din câte am văzut pe YouTube, a fost lansat pe 20 decembrie și sper să nu greșesc cu această dată, dacă nu mă înșală memoria. Este destul de vizualizat. Care au fost reacțiile? Ce v-au scris oamenii în momentul în care l-au văzut? Feedback-ul care este? Vai de mine, am primit atâtea mesaje frumoase. Oamenii au reacționat foarte pozitiv. Ne-au scris foarte multe îndemnuri, că să mergem înainte, să facem cât mai multe piese noi. Dar în ceea ce trezește, ce sentiment trezește această piesă, feedback-ul a fost unul foarte bun, a fost unul la un nivel la care și ne-am așteptat, fiindcă această melodie înaltă, e înălțătoare, e luminoasă.
Și nouă ne place și le mulțumim tuturor celor care ne-au dat inimioare, celor care ne-au scris mesaje, fiindcă noi facem aceste melodii pentru publicul nostru larg. Și vă spunem de această cale mulțumiri mari pentru tot ceea ce ne aduceți dumneavoastră, această emoție după lansare, această nemaipomenită trăire de viață, dorind să facem în continuare multe lucruri frumoase și interesante. Vă mulțumim tare mult! Proiectul Lala Lele este un proiect nou, la fel ca și tinerii de acolo care sunt talentați, care își încep această carieră muzicală. Și sunt sigur că le-ați oferit foarte multe sfaturi, dar vreau să vă întreb ce ați învățat de la ei. Vai, de la ei învățăm în fiecare zi ceva nou, fiindcă copiii sunt atât de interesanți, au niște idei extraordinare. Mă ocup cu ei chiar de la grădiniță, încăpind ei din grădiniță, fac cu ei. Eu sunt profesorul lor de canto și de asta îmi vine ușor, fiindcă știu ce zace în fiecare din ei. Dar învățăm de la ei foarte mult, foarte mult. Doamna Popescu, vă mulțumim mult că ați găsit timpul această dimineață să fiți alături de noi. Vă doresc sărbători fericite, multă sănătate, cât mai multe colaborări cu riscul de a fi repetitiv. Încă o dată vă zic dumneavoastră, dar și publicului, pentru a intriga și mai mult, că mi-a plăcut acel videoclip, mesajul și tinerii care de fapt sunt atât de talentați. Multă, multă sănătate să aveți! Mulțumim tare mult și dumneavoastră la fel, sărbători luminate în față să aveți, să avem un Crăciun fericit, să dea Dumnezeu să avem parte de multă sănătate, dragoste de viață și doar tot ce este mai bun pe lume. La mulți ani Moldova 1, la mulți ani de Revelion, la mulți ani de Crăciun, tuturor pace și voie bună!